Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vorbim despre Weekend League și ne uităm la ce premii am prins din rewards-urile de la Weekend League plus primul icon de pe acest canal. Nu uita până începem acest episod să dai un like și un subscribe canalului și hai să vedem ce am făcut și ce am prins la Weekend League. Și în acest weekend ne-am oprit din nou la 9 victorii. Îmi place că cei de la EA Sports au introdus counter-ul aici să-ți arate câte victorii și câte înfrângeri faci la Weekend League, însă l-au introdus atât de bine că orice ai face doar înfrângerile îți spun, adică doar înfrângerile îți spune, nu-ți bagă și victoriile. So yeah, nice, it works perfectly. Aceleași chestii, am pierdut un meci la penaltiuri, din nou am fost înfrânt după ce am condus cu 4-1, am fost într-un meci neatent, în fine, nici măcar nu mai are rost. 9 victorii, avem pachet din ăla cu Team of the Week, GG, hai să vedem care e faza. Cum am zis, rank 6, 2 player pick-uri, un rare player pick, un jumbo rare player pack și un premium Team of the Week pack și avem așa. Primul pick vine Moiskin, al doilea cel mai bun jucător din acest Team of the Week, so not so bad, și Lindstrom de 84, ok, 84-86, not great, not terrible, se putea mai rău, se putea mai bine. Hai să mergem la pachetele. Mai avem aici un pachetel pentru 50 de meciuri câștigate în Weekend League, un jumbo rar player's pack, not bad. Și mergem la pachete. 4 pachete aici și începem cu rar player's pack. Așa, am uitat. Le-am filmat atunci, dar am chiar uitat. Și vine direct un inform. Deci avem 4 informi în această săptămână prinși pe lângă pachetul. Hoffman de 86, numai bun direct pe transfer list, iar în spate nu se mai află nimic. Mergem pe al doilea pachet, luăm jumbo rar player spec, cel normal, și avem luminițe stânga, dreapta, Olanda, CB-ul, îl avem pe Virgil van Dijk, care intră direct în echipa noastră și facem o schemă acolo. Și o să vedeți care e faza imediat. Deschidem și al treilea pachet și deschidem ăsta de informi și vine Darwin Nunez, care n-are nici o treabă jucătorului din FIFA cu cum arată el în realitate. El e tichel în FIFA. În fine, Darwin Nunez, aproape quicksell. Tony și Fleming, Quixel, David Nunez este la vreun 14.000, na, mai scoatem ceva bănuți de pe el. Și ultimul pachet, acela Jumbo Red Players Pack de la Milestone, ar trebui să fie și Walkout aici, dar nu este. Este Hummels de 84, în 24 de jucători goals, 24 rari, ne dă Hummels, astea nici nu contează de aici. Asta este primul SBC, cel cu 87 de la Icon Base. Zinchenko a fost ok, dar facem acum un schimb în echipă. Danjuma n-a mai mers bine. Din păcate, nu am putut să mă obișnuiesc atât de bine cu Haaland. Și oricum este ieftin, poate să fie luat. Kane și Madison n-aș fi jucat niciodată cu ei. James, n-am unde să-l bag, în locul cui, în locul lui Armiron, niciodată. Iar al doilea SBC vine și el cu niște surprize, de exemplu Park Ji-sung, eu nu pot nici cum, dar nici cum să joc cu el. Nu-mi place, doamna, nu-mi e ce trebuie, nici în stânga, nici în dreapta, nici pe mijloc, nici... Îmi pare rău, dar cu acel 3 skill moves, nu am ce să fac. Cu Guzueva ăla nicio treabă, Gabriel și Vela, well, they are not so expensive, dacă o să am nevoie vreodată, o să, da. În rest, nu contează nimeni în echipa asta. N-am mai dat să vedeți pachetele alte, că n-am prins absolut nimic, că am prins un șule sau ceva. Și hai să ne uităm la acest base
Icon. Speranțele au fost mari, că am crezut că o să vină ceva minunat, ceva care o să poată să-mi închege echipa. A venit de nu am mai putut și i-am dat. Și vedeți cum imediat vă dați seama ce ruină Blanau e când apare Italia, Cubarezi, ce să fac? În locul cui? În locul lui Varan? În locul lui Van Dijk? Ce să fac cu Barezi? Așa arată în momentul de față echipa. Prin faptul că a plecat Zinchenko de la echipă către cele sfinte, adică către SBC-uri, Mascherano a urcat pe poziția de CDM, a intrat în locul lui aici Van Dijk și aproape toată lumea este fericită în afară de ăștia doi care nu stau în full chemistry și mă disperă. Dar na, nu cred că-l foarte afectează pe Vinicius când 234 de meciuri a dat 145 de goluri și 109 pase de gol. So I think we're good with that. În rest mai avem pe bancă un Papin, Higuain, David Silva, acest Rudiger care îmi place. Nimic altceva mai interesant. Aștept și eu să prind în picurile astea de mondial un Neymar sau un Mbappé înainte să plece mondialul, să ia măcar rezervă, că na, nu o să facă chemistry dacă îi pun pe teren. Asta a fost și episodul pe astăzi, mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați să dați like, share, video, subscribe, toate cele. De ce am zis video? Nu știu, ne vedem data viitoare. Pa!